Dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în numele precucernici părinți, stimați urmași de luptători anticomuniști, dragii noștri ultimi veterani ai temnițelor comuniste aflați printre noi și tuturor celor care în această seară v-ați rupt o părticică de timp pentru a fi aici în comuniune cu morții noștri din temnițele comuniste, cu cei care la cumpăna veacului trecut au îndrăznit să se opună tăvălugului ateo-bolșevic care a desfigurat sufletul acestei țări timp de 45 de ani. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și, așa cum obișnuim întotdeauna, vom începe cu o slujbă de pomenire a sufletelor tuturor celor care s-au săvârșit în temnițele comuniste, ori au trecut pe acolo lăsându-și tinerețile, sângele și sudoarea.